Salut și bine am găsit la un nou episod din Gold Raptor Game. Înainte de a începe videoclipul, oameni buni, nu uitați, dacă sunteți noi aici pe canal și vă place contentul pe care eu îl creez, să vă abonați la canal, aș aprecia enorm de mult, să apăsați și voi acolo clopoțelul și de asemenea un like e mereu bun venit, un comentariu pozitiv, Discord unde scrie, știți deja tot acum, nu vreau să vă presez și să vă bat la cap cu treburi de genul. Eu sunt aici în pâine, în miezul lucrurilor, oameni buni, am făcut aici Dita mai graura, nu știu dacă o observați sau nu, am umplut mețurile la 55% și pe lângă faptul ăsta, eu aici în mașină mai am două lingouri de aur pe care o să trebuiască să mergem în oraș să le vindem, pentru că avem mare, mare, mare nevoie de bani. Noi urmărim în momentul de față să ne upgradăm la următorul tier și următorul tier presupune faptul că noi ar cam trebui să ne cumpărăm un excavator. Iar dacă ne cumpărăm un excavator, clar nu putem să minăm în zona aceea pentru că pe ușa, să zic așa, gardului, nu știu, e un gard totuși, pe ușa gardului, ușa aceasta, nu poți să intri nici măcar cu mașina ca să ajungem în partea asta la râu, dar mai cu excavatorul. Ei, și dacă noi nu putem să minăm în partea asta și să punem cu excavatorul, să nu mai zic faptul că gen cup ar fi fost mult mai mare decât ce ne încape nou aici, dar oricum nu putem să intrăm nici pe poartă. Așa că singura soluție în momentul în care ne cumpărăm un excavator e să minăm în zona asta de, practic asta e zona adevărată, asta e parcela adevărată de minat, una dintre parcelele de pe mapă. Și ca noi să facem treburile în zona asta, o să ne trebuiască niște upgrade-uri. În primul rând, o să trebuiască să tragem într-un fel sau altul apă din partea aceea, o să trebuiască să avem lumini, o să trebuiască să avem altfel de mecanisme și toate astea costă bani, plus excavatorul, ați văzut și voi cât costă, deci, nu știu, undeva la 27.000, mi se pare că ăla mic, dacă nu mă înșel. Așa că eu cum am plănuit pe harta aceasta să nu închiriez lucruri, ci pur și simplu să le strâng din munca mea, din sudoarea frunții mele, o să trebuiască să cam dăm la casma ca să putem să facem rost de banii respectivi. Nu o să stau să umplu mețurile la 100% pentru că e destul de plictisitor și cel mai probabil o să vină un live cu joculețul acesta pentru că nu am făcut până acum unul și cred eu că ar fi timpul în care să mai strângem niște bănuți, dar astăzi pur și simplu o să vreau să-mi cumpăr chestiile aferente ca în momentul în care eu o să-mi permit excavatorul să nu mai trebuiască să stăm atunci să ne upgradăm, să zic așa, cu mese de lucru, pompe, furtune și alte chestii, că și asta e o bătaie de cap dacă stai să te gândești. În partea asta am o găleată, sper că e găleată goală, da, pare a fi găleată goală. Hai să spălăm și mețurile dacă toți suntem aici și în momentul în care noi mergem în oraș să vindem tot ce, mă rog, cele două bulgăre de aur, o să putem să mergem cât timp noi vindem, să lăsăm la smeltit aurul pe care tocmai l-am strâns aici din 4 mețuri încărcate, 70% toate cele 4 mețuri. Deci am stat ceva, adică ați văzut și voi cât agaura, domnule. Am făcut aici, ești nebun, vibeat, te împiedicați, rămâi acolo, ești nebun, ciao, ciao. Deja apa s-a schimbat și a făcut culoarea maro. Ador culoarea asta pentru că e culoarea care ne produce bani. Și momentan putem să luăm doar aur de pe el. Pe viitor o să putem să luăm și magnetite. Cred că ăsta ar fi primul upgrade. Pentru că magnetite-ul, din câte știu, putem să luăm și dacă facem noi lucru manual. Nu neapărat trebuie să apelăm la un excavator, dar toate la timpul lor, v-am spus, nu o să grăbim. Hai să pornim aici generatorul ca să avem curent. În partea asta o să trebuiască să pornesc eu pompa, numai să găsesc de unde, așa. Și acum dacă le-am pornit pe toate, bineînțeles, pornim și masa, care s-a pus deja în mișcare. Dăm aici găleata, 47%, am strâns ceva. Și mă aștept să crească cantitatea de gold. 205 grame în momentul de față. Hai că se duce. Mamă, vezi că am strâns ceva de aici. Se vede că au fost mețurile mai bavane, mai încărcate. N-am lălăit-o. Chiar a fost de muncă. 200, facem un 220 de grame? Ar fi bine, dar nu cred că facem. 217 grame, 14, 217 grame. Mă ajută foarte, foarte mult, după cum am spus, gold nuggeturile. Dacă n-ar fi fost gold nuggeturile, nu știu cum ne-am fi descurcat. Avem o sumă de 6402 dolari în momentul de față și 217 grame de gold cu care putem noi să ne facem de cap. Hai să-i dăm o cheie la vechea noastră mașinuță. By the way, episodul ăsta o să trebuiască să ne ocupăm un pic și de ea. Să vedem dacă roțile sunt ok, pentru că eu selectasem din setări ca mașinile să se poată strica, nu știu, să se strice un filtru de aer sau să fac o pană, de exemplu, și să le putem schimba noi. Așa că o să trebuiască să ne ocupăm un pic, să nu ne trezim că rămânem fără, știi? Mai bine facem mentenanța din timp, o verificăm și ce e stricat sau, mă rog, pe cale să... Oh, 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 oh. Pe cale să se strice într-un timp
timp destul de apropiat, mai bine înlocuim din timp dacă tot avem bugetul necesar. Acum, eu sunt foarte curios cât luăm pe astea două bulgăre de aur pe care le avem deja smeltite. Din câte țin eu bine minte, unul e de 180 de grame și unul e de 100, deci undeva la 280 de grame, 300 de grame de aur deja smeltit pentru vânzare avem, ceea ce nu-i de aici de acolo, adică pentru 300 de grame chiar trebuie să joci. Cine joacă jocul de asemenea clar știe. By the way, vă mulțumesc pentru toate comentariile legate de ce aș putea eu să fac în joc ca să fiu mai eficient. Chiar m-a ajutat, mi-a zis un băiat că dacă împrumut bani de la bancă o să pot după împrumuta din ce în ce mai mult și cu siguranță când o să cumpăr excavatorul, pentru că am spus vreau ca toate mașinile sau mă rog, toate mecanizările care o să fie să fie cumpărate, nu închiriate, putem să facem treaba asta, să împrumutăm un pic de la bancă, după să plătim înapoi și după să putem împrumuta o sumă și mai mare, pentru că o să avem nevoie de niște sume pe viitor, o să vedeți, când schimbăm parcela, când schimbăm utilajele, deci sunt niște sume de vai doamne. Și chestia asta o să ne ajute. Foarte bun, Pontus, mulțumesc frumos. Hai să vedem. Pot să smeltez toate, da, pot să smeltez toate cele 217 grame, pierd 21 de grame, dar na, plătesc și 700 pe treaba asta, dar măcar rămân cu cealaltă cantitate. În momentul de față mai am 0 grame, avem și 0 magnetite. Poate rezolvăm episodul ăsta și cu magnetite-ul, să începem să producem și noi, pentru că e păcat oricum, cu magnetite-ul putem să facem multe chestii, putem să-l vindem și putem să și upgradăm chestii, nu mai plătim bani pentru ele, plătim pur și simplu magnetite și din câte am văzut eu e destul de generos ca și cantitate, adică vine într-o cantitate destul de mare. O să vedem, nu l-am mai folosit până acum. Bun, hai să ne oprim aici un pic la bancă, înainte să ne ducem să spargem banii. Deci prima dată îi facem și după îi spargem. Am aici cele două lingouri deja topite și smeltite, le punem frumos pe prag. Oare pot să le vând pe ambele odată sau să trească să le vând separat? Asta este întrebarea mea. Uite că n-am încercat până acum, dar e timpul. Hai să vedem. Mă interesează sell gold bar și avem una de 162 de grame și una de 100. Deci cum am spus, sunt 260, am spus 280. Dar vezi că suma e wow. Inclusiv pe asta de 100 de grame luăm 4200. E bine rău. Pe asta de 162 de grame 7000 aproape. Suntem super bine. Hai să le vindem. Pentru că v-am spus, bănuțul să ne trebuiască și în momentul de față facem un buget total de 16.000 de euro. Bine, dacă stai să mă întreb, e decent, nu e genial, se putea și mai bine, pentru că o să vedeți, costurile o să fie mult peste, dar e decent, pentru punctul în care suntem noi acum cu upgrade-urile și cu minatul și așa, chiar e o sumă bunicică. Și s-a terminat și celălalt gold de smeltit, se smeltește și destul de repede acum, din ce am văzut pe viitor o să se smeltească un picuț mai greu, doar pentru faptul că te obligă oarecum să dai tu upgrade-uri și dacă tot am făcut rost de bani, vreau să simtă și mașina asta că e sărbătoare. Așa că o să-i facem un plin, tăticule. Cât poți să mă coste? 123 de euro. Merită și aici, nebun. Și dacă tot suntem la capitolul de benzină motorină, o să am nevoie și de jerrycan pe care o să vreau să-l umplu. Dar cred că mai deștept aș fi fost eu dacă mă duceam întâi la magazin să mai cumpăr un jerrycan sau două, să le umplu pe amândouă. Dar e ok și așa, 36 de dolari îi dăm să umplem și jerrycanul, pentru că eu tot am minat pe acolo pe acasă și am folosit, să zic așa, generatoarele și am văzut că cel puțin generatorul principal care mă ajută pe mine să spăl aurul automat mai are vreo 30%, deci o să trească neapărat realimentat și plus după o să urmeze și celelalte, deci motorină oricum îmi trebuiește. Hai să mergem până la magazin să vedem ce upgrade-uri putem să facem noi cu 16.000 de dolari. Cu 16.000 de dolari. Dacă o să putem să luăm ceva considerabil sau nu, o să am nevoie și de o remorcuță din aia după mașină, dar nu știu exact dacă mi-e neapărat necesară. Uite, dacă nu o să îmi încapă ce vreau eu să cumpăr acum, clar o să trebuiască să apelez și la ea. Măi, în primul și în primul rând, deci, noi o să avem nevoie și de o remorcuță, dar asta pe viitor, o să avem nevoie și de o pompă din asta de apă. Asta e pompă mare, pompă de apă micuță găsim. Stai că nu știu pe unde găsesc pompă de apă micuță. Asta ce e? Deci sunt două variante. Ori putem să lucrăm cu
water tank din ăsta și îl umplem pe ăsta cu apă, cu generatorul și după îl tragem unde vrem și avem apă infinită, ori cumpărăm o pompă din asta mare, de o punem după mașină și asta o să împingă apa la mai mare distanță decât ar face pompa normală, pentru că o să vedeți, o să fim condiționați de distanță când lucrăm cu pompa mică. Și cred că mai bine cumpărăm o asta, dar asta e prea mare. Nu era și un small diesel water pump sau e ăsta small dieselul? A, ăsta e. A, ok, small diesel. Deci ăsta cred că am fi singurul. Big diesel water pump și big electric water pump. Aha, am înțeles. Bun, astea nu ne trebuiesc neapărat nouă. Ce ne-ar trebui nouă neapărat e un mobile wash plant. Ne-ar mai trebui și un magnetite trailer. Dar pentru a ajunge la magnetite trailer, bineînțeles, ne trebuie un magnetite separator. Așa că ăsta ar fi prioritar. Deci, momentan, ciuciu, nu facem niciun upgrade pentru că nu dispunem de acești bonus. O să vreau să mă duc rapid până la nenea cu smeltitul de gold, să vedem cât am lua noi și pe goldul pe care l-am dus la el și dacă nici așa nu ne descurcăm, firește că o să trebuiască să facem un împrumut bancar ca să putem să ieșim și noi un pic cu capul la suprafață și măcar magnetite separator-ul să-l cumpărăm în episodul ăsta, deși eu aș fi vrut și washplant-ul ca să fac acolo, domnule, setup, știi, să mă pregătesc frumos de momentul în care o să vin cu excavatorul și atunci să nu mai stau să fac upgrade-uri, pur și simplu să cumpăr doar excavatorul și efectiv să-i dăm cu minatul, tată, pentru că avem foarte multe chestii care necesită bani, gen bani peste tot. Acum hai să vedem cât scoatem. Clar nu o să scoatem 28.000 de euro cât mi-ar trebui mie, dar scoatem, vindem și facem împrumutul, că nu se poate altfel. Fără împrumut, nada. Și atunci numai bine o să facem un live cu joculețul ăsta în cel mai scurt timp, nu știu, o zi, două, după ce vedeți episodul. Și o să recuperăm noi banii, o să dăm împrumutul înapoi, după o să ne permită să împrumutăm și mai mulți bănuți și automat o să facem bani și pentru excavator și toate cele care mai ne trebuiesc, bineînțeles. Bă, frână, 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 ușor, tăticule, frâna de mână, să nu uităm niciodată, e absolut esențială. Mă interesează sell gold bars, îl vindem pentru 8.300. Mă, 8.300 nu-s de aici de acolo, dar 25.000 clar nu mi-ajunge. Așa că o să mă duc aici la închirietură și eu cât aș putea să închiriez maxim. Mamă, aș putea să închiriez maxim 20.000. Păi nu prea bine. Dacă eu închiriez 20.000, e puțin și o să am un 45% dobândă. Asta înseamnă că eu o să plătesc în 28.000. Și pe zi ar însemna că eu plătesc 9.000. Ok, și dacă vreau să plătesc în 6 luni, pe zi plătesc 5.000. Și dacă vreau să plătesc în 9 luni, pe zi plătesc 4.000. Păi ce mi-e 4.100, ce mi-e 5.600? O să aleg în 6 luni, cred, și o să împrumutăm acești 19.000 de care sper să ne bucurăm și să-i folosim cu cap, pentru că e groasă treaba, tăticule. Nu o mai dăm la întors, banii o să necesite din ce în ce mai mult și noi o să vedem dacă o să facem față. Zic eu că o să facem acum, da. Rămâne de văzut. Bun, venim din nou la magazin pentru că acum avem buget, ne permitem 48.000 de euro în cont, nu-s de aici de acolo. Trebuie să avem grijă cum îi folosim și să-i folosim cu cap, zic eu, pentru că altfel o să fie destul de nașpa. Nu lăsăm motorul pornit pentru că numai ce am făcut full-ul și nu vreau să mi se și termine rezervorul. Și o să apelăm prima dată la magnetite separatorul ăsta pe care o să-l putem folosi și în bază să facem magnetite. O să-l cumpărăm pentru 2800 de dolari. De asemenea, o să mai avem nevoie și de mamă, trebuie să le iau pe rând. Ok. O să am nevoie de magnetite trailer, bineînțeles, o să-l cumpărăm și pe acesta. Și de asemenea o să am nevoie și de mobile wash plant. Și pentru toate astea, bineînțeles că o să am nevoie de o grămadă de furtune, o grămadă de căblăraie, generator electric nici nu mai spun, am nevoie de vreo două. De asemenea o să mai am nevoie de foarte multe cabluri, nu știu, iau tot vreo două momentan,
Pentru că nici nu vreau să mă aglomerez, dar cu siguranță, cu siguranță o să am nevoie de multe. Hai să plătim acum, să vedem cu ce sumă mai rămânem noi în momentul în care plătim. Ok. Și am mai rămas cu 31.000. Bun, suntem destul de safe. Cred că o să trebuiască neapărat să apelez și la o remorcă în viitorul apropiat, pentru că să vedeți că nu o să mai am spațiu neapărat să le car pe toate în siguranță. Uite, numai Magnetite Separator-ul cât de mare e și cum arată. Acum îl punem așa, dar neapărat trebuie să luăm și remorcuța. Știi că am putea să facem treaba asta, dar am prea multe chestii de tras după mașină până în bază. Și dacă mai au și remorcuța, o să trească să fac mult prea multe drumuri. Deci de asta zic eu că nu o cumpăr tot, tocmai acum, nu neapărat din cauza banilor. Și asta s-a dus cumva, holy fuck, s-a băgat firul ăsta fix în roată, bă, ești nebun. Bun, astea le punem așa. Hai să vedem dacă putem să și legăm una din achizițiile noi după mașină, ca să nu ne ducem goi acasă. Cred că prima și prima dată o să iau washplant-ul. Că ăsta mi-e cel mai nevoie să-l duc în bază. E foarte greu să dai cu mașina asta cu spatele, cred că ar trebui să fie ok. Acum am tras și frâna de mână acolo, să fiu sigur că nu pleacă niciunde. Sigur că da. Washplant-ul avem. Tragem din nou frâna de mână și îi dăm gazolină după ce facem întoarcerea asta, ca să putem să ieșim și noi spre bază, să ducem și noi cumpărăturile, bineînțeles. Venim așa ca Moș Crăciun, încărcat cu bunătăți. Bine, am și spart banii, nu mai zic. Și am făcut și datoria, nu mai zic, de plătim 5.000 de euro în fiecare lună. Dar dacă o să punem mâna pe excavator, vă zic eu că treaba o să se schimbe considerabil și noi o să putem să vorbim de alte sume. Vă dați seama. O să fie destul de dificil, pentru că v-am spus, eu vreau să le cumpăr utilajele, nu să le închiriez, pe absolut toate dacă se poate. Și asta, na, e dificil, pentru că un utilaj e de la 100.000 în sus. Bine, excavatorul cel puțin la mic nu e chiar așa, e vreo în jur de 20.000 de euro și 20.000 e acceptabil. Noi acum avem 31, deși n-am permite, doar că nu trebuie doar excavatorul. Pe lângă excavator, după cum vedeți, trebuie și washplant-ul, o să trească și pompe, o să trească și generatoare și găleți și o mulțime de alte chestii, înțelegeți voi? Ca să funcționeze. Deci e un adevărat setup. E un adevărat setup. Mamă, cât de greu se controlează mașinuța asta în momentul în care tractează ceva după ea. Se simte greutate din spate și în momentul în care coborâm, de exemplu, o pantă, se simte că ne împinge de la spate și oarecum ne pierdem direcția. Uite, acum, de exemplu, m-a aruncat în stânca asta sau ce e. Ciudat se controlează când am greutate după mine și la accelerație se simte că nu mai accelerează așa de ușor cum o făcea înainte. E un pic mai realistică și uite, în curbe, când intră în drift, mamă, mă arunc în partea opusă direct. O să duc washplant-ul fix în zona asta pe deal, pentru că n-aș vrea să mă apuc să sap de aici din vale. Aș săpa și eu de unde e mai înalt, știi? Să am o arie mai largă de a putea săpa. Am tras frâna de mână, de asemenea o să decuplăm și mobile washplant-ul și o să mai trebuiască să facem o tură fix în zona unde minăm noi, în zona noastră, să ducem acestea, ceea ce a mai rămas din cumpărături. Magnetite Separator momentan o să-l țin aici, pentru că vreau să încerc să văd dacă merge să folosim și ce minăm noi, adică dacă eu fac acum niște aur minat așa la găleată, cu lopățica, bineînțeles, oprește motorul, te rog, și după, înainte să-l spăl, vreau să-l fac magnetite, vreau să văd dacă funcționează sau nu. Teoretic eu zic că ar trebui să funcționeze, practic nu știu. Oricum, asta e foarte bună prietenă cu măsuța noastră vibratoare, deci clar o să stea undeva pe lângă ea, să nu ne încurce pe noi în momentul în care minăm și facem chestii. Plus că setup-ul de aici oricum o să trească să rămână, ca să ne putem angaja noi un lucrător care să mineze pentru noi. Vreau să văd ce necesită asta. În primul rând necesită curent, bineînțeles, și în al doilea rând necesită apă, iarăși bineînțeles. Deci, hai să-i facem și setup-ul ei. Momentan îl facem fix în zona asta, în zona noastră, dar pe viitor când o să ne mutăm la excavator o să trebuiască să-l facem acolo. Și bănuiesc eu că pentru generator cumva există niște splitere, cred, care o să mă ajute pe mine să nu mai trebuiască să
cumpăr câte un generator pentru fiecare obiect în parte. Dar din câte am văzut e doar pentru voltaj mare. Nu știu exact dacă există și pentru voltaj mic. Trebuie să mă documentez, să cercetez un pic. Dacă știți voi și vă mai uitați până acum, puteți să-mi lăsați în comentarii. Bă, și eu n-am luat pompă de apă. Holy, păi nu o să fie neapărat problemă că decuplăm de aici și o tragem până aici dacă e de la... După ce dăm cu măsuța vibratoare, facem treaba asta și mai facem un drum până la magazin să vedem de restul cumpărăturilor, că mai am 31.000 de euro și dacă mă uit așa în sus, arată foarte bine bugetul, gen înspre colțul drept al ecranului, arată foarte bine bugetul, dar în același timp îmi fac așa bănișorii cu ochii și îmi spun strică-ne, strică-ne, strică-ne și parcă nu pot să le rezist efectiv. Așa că o să mă duc să mai fac și celelalte cumpărături, plus că mai am de adus washplant-ul, care iarăși o să fie necesar. O să văd, nu știu ce să fac, de fapt, nu, hai să facem așa, aducem doar washplant-ul și mai facem noi o sesiune de dimineață, vedem dacă putem să scoatem ceva magnetite. Iar dacă voi o să-mi sugerați să cumpăr pompa cea mare, cumpăr pompa cea mare. Și la următoarea cumpărătură o să vreau să apelez la voi și în următorul episod clar o să facem asta ținând cont de alegerile voastre, să vă implic și pe voi un pic în deciziile luate ale mele. Vreau să vă întreb ce ați prefera sau ce îmi sugerați să cumpăr. Să cumpăr pompa cea mare care are mai multă putere și clar împinge apa pe o lungime mai mare sau să cumpăr acea cisternă în care pot eu pur și simplu să o încarc de apă și să mă duc cu ea unde am nevoie și să am nu apă infinită cum aș avea la pompă, apă limitată să zic așa, doar cât încarc în cisternă, dar na, măcar nu mai, nu consum atât sau nu știu, că cred că și aia are un generator care oricum consumă, habar n-am, nu știu, vreau părerea voastră și clar o să facem upgrade-ul ăsta în următorul episod, să zic așa, mai strângem și noi bănuți. Hai să mai cumpăr un generator, nu, nu mai cumpăr un generator. Pentru că îl folosim pe cel pe care îl avem. Mai avem 31.000, bănuții ăștia o să vină strânși pentru excavator. O să ne oprim acum să văd cât costă cel micuț. Am dat cu spatele, dar nu știu exact dacă se poate lega. Sper se poate lega din zona asta. Da, mă, se poate, ești nebun. Hai că ne-am descurcat oarecum. E foarte greu să dai cu spatele pentru că are o accelerație destul de mare în momentul în care vrei să pleci de pe loc. Știi, are un zvâc așa, știi? Se aruncă efectiv și e greu la mișcări din astea finuțe să dai cu spa. Ia uite aici. Și se aude aici, se aude un copil sau am eu auzenii. Bine, e și ora 3 dimineața când filmez și e drept, deci e posibil și varianta a doua. Hai să vedem excavatoarele astea un pic. Ăsta e excavatorul Baban și costă 71.000, deci clar nici nu mă uit la el. Și ăsta micuț costă 16.000. Pentru ăsta am avea bani. Cât am mai dat pe pompă, cât am mai dat pe niște furtune, cred că am avea bani clar să ne facem setup-ul cu excavatorul și am și putea să returnăm ceva din banii înapoi la bancă. Nu știu cât ne-ar mai rămâne, un 10.000 am putea să-i dăm înapoi la bancă și atunci o să minăm noi să facem banii respectiv ca să plătim zilnic banca și după o să ne permită să închiriem o sumă mult mai mare, așa cum mi-ați zis și voi în secțiunea de comentarii și vă mulțumesc pentru acest sfat. După ce m-am întors în bază, am zis să fac puțin sport cu lopățica în mână și minând eu aici, săpând aici după aur, am sesizat faptul că gold nuggeturile sunt din ce în ce mai rare și din ce în ce mai mici. Acum nu știu dacă e din cauza faptului că poate suntem într-o zonă fără aur și am ajuns cumva într-o zonă joasă și ar trebui să iau de undeva de mai de sus, dar asta ar însemna că ar trebui să mă plimb, n-aș putea să stau pe loc cum de exemplu fac aici, aici doar stau pe loc și ajung și fac treaba asta, doar că eu am minat, am făcut aici 29-30% fiecare meț și am mai spălat o jumătate de găleată înainte și am găsit un singur nugget de 6 grame, frate, adică really? În mod obișnuit, acum aveam 200 de grame numai din nuggeturi. Sau hai, nu 200, dar măcar peste 150 sau peste 100 tot aveam. Deci nu știu ce se întâmplă. Oare jocul consideră că avansăm un pic cam prea repede și vrea să stopeze? Sau e pur și simplu o chestie în momentul în care avansezi, nuggeturile sunt din ce în ce mai mici și... Astfel, jocul te obligă să te bazezi doar pe recolta de aur pe care o faci tu manual, fără să mai ai tu noroc
din ăla suprem. Sau pur și simplu suntem într-o zonă fără aur aici jos și aurul ar fi numai mai la suprafață pe aici sau nu știu exact care e treaba. Da, am venit aici în bază, după cum vă spuneam, să mai fac o dată mețurile pentru că vreau să testăm și noi magnetite separatorul ăla, dacă tot l-am luat. Să vedem din 4 mețuri a câte 35% fiecare meț, câte magnetite putem să strângem noi. Dacă tot am dat banii pe ceva, măcar să fie și funcțional. Oricum, magnetai trailerul ăsta o să ne folosesc în momentul în care minăm cu excavatorul, domnule. Am luat și washplant-ul ăla, o să trească să facem tot setup-ul și pentru washplant-ul ăla, o să vedeți că e nebunie, nu alta. Bun, acum, noi pentru magnetai separator avem generator, doar că nu avem apă. Așa că o să trească să iau un pic apa de la a noastră măsuță, până nu lucrăm cu ea și o folosim la magnetite separate, pentru că nu avea sens să mai cumpăr alte pompe și așa am destule, am două și cu siguranță după când ne upgradăm la ceva mai mare o să le vând pe toate și o să irosesc doar bani fără sens. Hai să vedem. Punem aici tot pământul pe care l-avem, 24%, de asemenea ne trebuie găleată jos și încă o găleată. Uitasem de faptul că aici trebuiesc două găleți. Spune-mi, te rog, că mai am o găleată. Mamă, chiar am uitat de treaba asta, lol. Da, mă, am găleți. Am găleți aici câte vreau. Trebuie să mai cumpărăm câteva găleți și drept. Că o să minăm cu excavatorul și o să am nevoie de vreo două găleți pentru washplant, de vreo două găleți pentru magnetite și așa mai departe. Deci, da, bun. Am pus aici toată treaba. O să-i dăm și noi drumul. Nu știu exact de unde îi dau drumul. De aici îi dau drumul. Ok. Începe să se separe. Și practic într-o găleată o să avem tot aurul. Mă rog, pământul cu aur. Și în cealaltă găleată o să avem magnetite-ul. Sus în dreapta văd că nu ne apare magnetite. Nu știu exact care e situația. 112 grame cu magnetite. Ok. Ok. Și practic ăsta e gold-ul și ăsta e magnetite-ul. Îmi spui tu mie. Nu știu de ce nu l-am încă sus în dreapta. Probabil că trebuie să-l vând cumva. Adică să-l pun în magnetite trailerul ăla. Nu știu exact. N-am nici cea mai mică idee. Dar ce-i drept e că goldul nostru putem să-l luăm și să-l dăm și prin măsuță. Asta e partea mișto, știi? Că faci două lucruri cu el. Nu-l dai direct prin măsuță. Întâi iei magnetite-ul din el și după îl dai prin măsuță. Măsuța asta de ce nu funcționează? Da, sunt prostănac. Nu aveam generatorul de curent conectat aici. În fine, am realizat asta mult prea târziu. Și acum din același pământ pe care l-am dat odată prin magnetite separator și din care am făcut 100 de grame de magnetite, nu știu dacă e mult sau puțin, mai facem și niște golduleți. Deci o să fie win-win pentru toată lumea. 12 grame de gold, 13 grame, cu goldul na. Nu stăm chiar așa de bine, dar cu magnetite-ul, din câte am văzut, e unul destul de bun. Bun, acum oprim noi repede toate astea, să nu ne mai facă în cap, pentru că nu mai am nevoie de ele. Oprești și măsuța, aș fi fost deștept dacă aș fi oprit întâi măsuța. Și vreau să văd dacă cu găleata asta, în care teoretic am magnetite, pot să... Eu nu văd că am nimic în ea. Pot să o pun aici. Da, bă, chiar pot să o pun. Și acum, de ce nu mi-apare magnetite în dreapta? Trebuie să mă duc să fac ceva cu ea, că văd că am o posibilitate aici să curgă cumva magnetite-ul în jos. N-am nici cea mai mică idee, trebuie să mă documentez despre chestia asta. Dacă știți voi și vreți să mă ajutați, o puteți face în comentarii. Da, fraților, nu o să mă mai lungesc, o să mă duc să mă documentez despre asta. Ăsta a fost episodul de astăzi, eu vă mulțumesc din suflet de vizionare, sper din suflet că v-a plăcut joculețul nostru. Nu uitați Discord-ul în descriere, un like și un subscribe sunt foarte, foarte apreciate de mine. Vă iubesc pe toți și vă doresc o zi fantastică în continuare. V-am salutat!